astronomii au folosit telescopul spațial James Webb pentru a observa o creștere galactică ciudată în Universul timpuriu, la doar 700 de milioane de ani după Big Bang. Această galaxie este de 100 de ori mai mică decât Calea Lactee, dar este surprinzător de matură pentru o perioadă atât de timpurie din istoria Universului. Asemenea unui mare oraș, galaxia are un nucleu dens de stele, dar devine mai puțin densă în suburbiile sale. Și, la fel ca un oraș care se extinde, această galaxie începe să se dezvolte la periferie, cu o accelerare a formării de noi stele în acele zone. Aceasta este cea mai timpurie detectare a creșterii galactice pe dos. Până la telescopul Webb, nu a fost posibil să studiem creșterea galaxiilor atât de devreme în istoria Universului. Deși imaginile obținute cu Webb reprezintă doar un moment în timp, cercetătorii, conduși de Universitatea din Cambridge, Anglia, spun că studiul unor galaxii similare ar putea ajuta la înțelegerea modului în care acestea se transformă din nori de gaz în structurile complexe pe care le observăm astăzi. Galaxiile pe care le observăm astăzi cresc prin două mecanisme principale. Fie atrag gaz pentru a forma noi stele, fie cresc prin fuziunea cu galaxii mai mici. Dacă mecanismele erau diferite în Universul timpuriu, este o întrebare la care astronomii speră să răspundă cu ajutorul telescopului Webb. Ai crede că galaxiile sunt inițial mici, pe măsură ce norii de gaz colapsează sub propria lor gravitație, formând nuclee foarte dense de stele și posibil găuri negre, au spus cercetătorii. Galaxia din cazul de față este activă din punctul de vedere al formării stelare. Are un nucleu foarte dens, care în ciuda vârstei sale relativ mici, are o densitate similară cu galaxiile eliptice masive din prezent, care au de 1000 de ori mai multe stele. Majoritatea formării de stele are loc departe de nucleu, cu o aglomerație de stele chiar mai departe. Activitatea de formare a stelelor crește semnificativ spre periferie, pe măsură ce galaxia crește în dimensiune. Acest tip de creștere galactică fusese prezis în modelele teoretice, dar cu Webb este acum posibil să fie observat.